salutare, oameni buni! Andrei, sunt de la Tuning Shop. Vreau să vă prezint din nou un Opel Insignia. Nu vreau să repet clipurile, dar am primit foarte, foarte multe mesaje cum demontăm farul la Opel Insignia. Vreau să vă arăt exact ce șuruburi trebuie să desfaceți. Nu trebuie să scoateți întreaga bară dacă aveți pe o singură parte. Și o să vă mai arăt cum să evitați condensul în farul și cum să evitați să ardeți acest calculator. Este foarte scump, este poziționat chiar de dedesubt și intră apa direct în el. Așa că o să vă arăt fiecare etapă în parte. V-am spus, mai există pe canalul nostru încă un clip cu Opel Insignia, dar farul este deja demontat de pe mașină și nu v-am explicat acolo ce șurubul trebuie să demontați și cum trebuie să-l scoateți. Bun, haideți să vă arăt. În primul rând, în partea de sus, aici sunt 1, 2, 3, 4, 5 și încă unul aici, 6 șuruburi care au un capăt imediat. Să lăsăm telefonul puțin. Acestea sunt în partea de sus, cu un tors de 20 se desfac. Vedeți? Nu trebuie desfăcute astea. Ok. Apoi, la roată, sunt 1, 2, 3 șuruburi cu același tors, tot de 20. După ce ați tras de bară, ați îndepărtat-o, vedeți? Ea aici are un clips. La fel, trageți mai puternic. Farul este prins în șurubul acesta, care trece și prin bară, cu același tors de 20. Aici, ăsta îl desfaceți prin această gaură de vizitare. Vedeți? Asta. Și aici, la fel. Astea sunt cu capătul de 7. Adică sunt, imediat să vi le arăt, șuruburi cu un capăt de 7. Acestea sunt. Și aveți nevoie de o tubulară de 7. Iar pentru a-l desface pe ăsta, aveți nevoie de un prelungitor puțin mai lung, că este mai jos. Dedesubt, mai aveți un șurub. Băgați mâna pe aici, cu bara puțin trasă, vedeți? Și aveți acces perfect la el pe aici. Îl desfaceți foarte, foarte, foarte ușor. Apoi ridicați farul de colțul din stânga. Mufa destul de ușor. Vedeți, o fac cu o mână. Și așa iese farul. Să mai reluăm problema cu apa pe unde intră. Nu știu dacă mai este nevoie, dar haideți să vă arăt totuși. Ia uitați-vă. Deci această mașină... apă serioasă, nu? Această mașină are calculatorul pus de nicio săptămână. Nu știu de ce l-a pus. A fost undeva la vreo 600 de lei, am înțeles, de la client. A costat acest calculator. L-a pus degeaba, a mers nici două zile și... SARS. Aici, asta este problema la Opel Insignia. Să vă mai arăt o dată. Observați? Toată partea de sus este dezlipită. Dacă vreți să aflați de ce este dezlipită, urmăriți clipul celălalt din canal. Problema cu masticul se întărește și mai multe chestii. Ia să verificăm și aici. Este uscat. Vedeți, exact asta se rupe. În momentul accidentului, când împinge bara, rupe această ureche a farului și pe aici se infiltrează apă. Nu este. Este uscat. Ia să vedem calculatorul. Trebuie un tors de 20
și să-l desfacem să vedem dacă are umezeală în el. Ia să vedem. L-au pus strategic pe ăsta aici de desubt. Marea majoritate a mașinilor au aici montat. Chiar mai avem un far de, ia să vă arăt, X6. Ia. Care acum este în lucru. Vedeți? Aceeași poveste, tot în partea de jos, tot ars. N-are nici cea mai mică, nici cea mai mică șansă calculatorul să scape. Ha, miroase foarte tare ars. Doar urme de umezeală, probabil că na, s-a uscat între timp. Pinii sunt ok. Mare atenție și la acești pini. Odată am pățit-o cu un far. În momentul când am fixat drosărul, mai ies de aici, din locașul ăsta, și se împing înăuntru. Și am schimbat, cred că vreo 5 calculatoare, până când am observat că pinul ăla ne-a dat de furcă. Așa că sfatul meu, nu ignorați această problemă, pentru că na, vă costă destul de mult și n-are rost să vă complicați. Sper să vă fie acest clip de ajutor. Dacă aveți nevoie de orice informație, cu mare plăcere vă răspund. Eu sunt Andrei, până data viitoare vă doresc numai bine. We'll be right back.